Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod din Cinebanda lui Alin. În mod normal aveam zero interes și, mai important, zero chef să fac un clip despre Deadpool sau Wolverine. Dacă mă întrebați pe mine, sunt doar niște personaje care arată mișto, au un design interesant, dar care, din păcate, n-au foarte multă substanță. Părerea mea este că aceste personaje merg foarte bine în zona asta a filmelor de acțiune din anii 80. Mi se pare că modul lor de a rezolva, să zic așa, lucrurile, adică prin violență maximă, se potrivește cel mai bine acestui mediu. Acum, să nu mă înțelegeți greșit, aceste personaje îmi sunt foarte dragi, mi se pare că au un potențial foarte mare, dar nu cred că direcția asta este cea corectă, și anume modul cum sunt promovați de acest marketing agresiv. Cu toate acestea, filmul ăsta a generat foarte mult interes și, după toate pronosticurile făcute, pare că va rupe la box office, așa că YouTube-ul mi-a spus mie indirect că ar cam trebui și eu să călăresc valul ăsta de trending, asta în cazul în care doresc să mai activez în acest domeniu și să nu rămân cu 10 views pe episod. Dar noi nu o să vorbim despre asta, ci despre apariția lui în animații, fiindcă, deși nu a avut expunerea pe care a avut-o în filme, și-a lăsat cu toate astea o amprentă destul de puternică. În cazul în care o să observați cum încep să mă topesc, nu vă panicați, aici pur și simplu sunt, cred că, 100 de grade, mai ales și cu toate luminile astea, și efectiv curg și roaie de transpirație. Dar suntem luptători, vrem să terminăm episodul, mergem înainte! De la apariția personajului în comics, Deadpool a avut o reprezentare destul de bună în toate mediile de entertainment, mai ales cel cinematografic, cu două filme de succes și unul de Iar eu sunt aici pentru voi să vă vorbesc despre această serie animată anulată, intitulată foarte simplu și extrem de eficient, Deadpool. O să aflați în mod evident de ce a fost anulată, care au fost actorii și, în final, de ce cred eu că este un păcat că nu a fost niciodată difuzată. Sper să vă placă, mai ales dacă sunteți fan Deadpool sau dacă sunteți fan ai universului Marvel, veți găsi aceste informații, sper eu, interesante. Let's begin! Deadpool a apărut pentru prima oară în X-Men serie animată, ca apoi să apară în animeul X-Men, a apărut și în serie animată Ultimate Spider-Man și filmul animat Hulk vs. Wolverine, bunicel acela printre preferatele mele. Iar cel mai recent, în Future Adventures, un alt anime. Fiindcă acest, în ghilimele, testat al pieței s-a dovedit unul de succes, următorul pas logic a fost să-i ofere mercenarului din universul Marvel propriul său show, dar care, din păcate, nu a fost niciodată realizat. După cum probabil știți, sau nu, drepturile de adaptare a universului X-Men au fost deținute până în anul 2019 de către 21st Century Fox. Acest conglomerat a avut sub controlul său mai multe canale TV, printre care și FX, un post american orientat către publicul matur. Ca să vă ofer un exemplu autohton, AXN. Da, este practic AXN. Asta dacă cineva chiar mai deschide TV-ul. Revenind la ale noastre, fiindcă conducerea 21st Century Fox doreau să intre și ei pe piața de televiziune cu seriale având ca subiect supereroi, așa cum o făcea deja Disney cu Daredevil, Iron Fist, etc., etc., îi știți deja, aceștia au dat undă verde a două producții TV live action, Gifted și Legion, ambele cu personaje din universul X-Men. Acestea au avut un succes nu răsunător, dar suficient pentru a mai adăuga un produs, și anume o animație Deadpool. În prima parte a anului 2017 apar primele informații cu privire la această nouă animație și aflăm că producătorii vor fi Donald Glover, cântăreț, actor, scriitor, habar n-am, vă recunosc, n-am ascultat nimic din piesele lui, n-am văzut nimic din serialul Atlanta, dar majoritatea îl apreciază, așa că am zis că e de bine. Iar împreună cu Donald este fratele său, Steven, nu la fel de complex în CV ca Donald. La acel moment, toată lumea a fost extrem de entuziasmată, cu precădere, evident, fanii personajului, dar și conducătorii FX,
împreună cu Donald Glover, care era un fan al acestei lumi science fiction geek, acesta jucându-l deja pe personajul Prowler în filmele Spider-Man și pe Lando în filmul Star Wars. Astfel că, în mai 2017, FX solicită 10 episoade pentru a fi produse, iar în martie 2018, seria este anunțată ca fiind anulată. De ce? Probabil că mă întrebați. Motivul oficial invocat a fost clasicul o viziune diferită asupra produsului final și, sincer să fiu, după ce m-am documentat, chiar cred că așa a fost. Din surse neoficiale, scenariul propus de frații Glover era unul amuzant, violent și foarte conștient de sine. Doar că, din păcate, Marvel, cei care dețin personajul, atunci când au citit scenariul, nu au fost mulțumiți de cum este personajul portretizat. Din alte surse neoficiale, unul din argumente contra aduse de Marvel era acela că glumele pe seama artistei Taylor Swift sunt prea dure și ar putea periclita imaginea companiei. Pe lângă asta, glume sarcastice spuse de Deadpool precum Marvel încearcă să vândă jucării copiilor de 7 ani și a pedofililor de 50 nu au picat prea bine. Iar în final, ca ultim argument, acest show este mult prea rasist. Frații Glover de-a lungul timpului și-au arătat frustrarea pe rețelele socializare, susținând faptul că nu poți avea un show considerat rasist atunci când toți scriitorii sunt de etnie africană. Iar aceștia au atacat Marvel, acuzându-i că nu doresc să facă decât producții inofensive cu minorități de diferite etnii, pe care lumea să le susțină doar vocal, fără să se uite la ele. Chiar dacă cei de la Marvel au rejectat povestea, cei de la FX și-au dorit în continuare să lanseze seria animată și au sperat până în ultima clipă că lucrurile vor fi rezolvate. Astfel că avem deja o animație test pe care o găsiți pe YouTube, dar o să o pun și eu aici pentru a vă face o idee despre cum ar fi putut arăta. În plus, Zazie Beetz, actrița din filmul Deadpool 2, urma să joace rolul personajului Domino și în animație, iar Donald Glover urma să facă vocea lui Deadpool. În anul 2019, 21st Century Fox este cumpărat de Disney, iar fanii au sperat că, prin această achiziție, Deadpool o să fie din nou pus în prim plan pentru o posibilă renaștere. Doar că, din păcate, până în acest moment nu există nicio veste cu privire la finalizarea seriei animate sau o posibilă relansare. Tot ce avem până acum este acest film Deadpool 3. Dacă mă întrebați pe mine și sunt sigur că o faceți, eu nu cred că va exista această serie animată. Motivul principal care tronează peste toate celelalte motive este că actuala politică și viziune Disney este foarte de stânga, foarte socialistă și progresistă, iar astfel de teme nu vor fi niciodată valorificate. Din ce am citit din scenariu și, by the way, este online, puteți și voi să-l citiți, pot înțelege de ce acele glume au fost considerate deplasate de cei de la Marvel, dar în același timp realitatea este că astea sunt trăsăturile principale ale lui Deadpool. Ăsta este tot farmecul lui, adică de a instiga și de a ridiculiza problemele vieții. Din păcate, și noi, ca și Deadpool, în această lume din ce în ce mai obsedată de control și cu tot respectul aproape fascistă, am ajuns să reușim să spunem aceste lucruri doar dacă suntem considerați nebuni. Lumea a devenit mult prea sensibilă, mult prea plângăcioasă, iar realitatea este că astfel de satire dure au fost ușor eliminate. În plus, dacă vreți să vă dau un exemplu recent, scandalul cu Tom Brady, cu jucătorul acela de fotbal american și roast-ul pe care l-a avut pe Netflix, a fost un întreg scandal, nu o să stau acum să vă povestesc despre asta, puteți să dați un Google și să căutați, să vedeți nevasta lui cât de arțăgoasă a fost și cât de nemulțumită de cum s-a întâmplat acel roast. Nu contează. Uitați-vă și voi ca fapt divers ca să înțelegeți mai bine ceea ce încercam să vă zic aici. Bun, am ajuns la final. Ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut suficient de mult cât să dați un like, share, subscribe. Mă ajută și pe mine, vă ajută și pe voi, creăm un content din ce în ce mai bun și ca și niște chestii de final, vă rog să-mi spuneți în secțiunea de comentarii
Care este părerea voastră despre toată treaba asta? Credeți că seria asta animată Deadpool ar fi fost bună, ar fi fost rea? Scrieți-mi, eu sunt extrem de bucuros să vă răspund la comentarii, să continuăm practic discuția, pentru că acest canal despre asta e, nu e despre făcut bani, nu e despre popularitate, este doar un loc în care eu îmi expun toate gândurile, ideile și țăcănelele cu privire la acest mediu de care sunt extrem, extrem de pasionat. Ne vedem în următorul episod. V-am pupat. Vă mulțumesc mult că vă uitați la mine. Pa!